Luceafărul poeziei românești a fost comemorat și la seminarul teologic ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea. Personalitatea lui Mihai Minescu a fost evocată în cadrul unei activități cultural-artistice. Evenimentul a fost deschis pe versuri de Eminescu de corul Carpe Indeum. În continuare, a fost prezentat referatul Rugăciune în poezia lui Mihai Eminescu. Alături de profesorii și elevii instituției de învățământ, a fost prezent și preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci. Ziua culturii naționale a fost marcată și în anul acesta în chip frumos la seminarul teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea, prin această manifestare frumoasă închinată poetului nepereche a literaturii române, Mihai Eminescu. S-au recitat versuri frumoase, s-au cântat cântări pe versurile poetului Mihai Eminescu, și în același timp s-a susținut și o frumoasă comunicare privitoare la poezia religioasă a lui Eminescu. Ne bucurăm de lucrul acesta și iată, este benefic că tânăra generație de astăzi are posibilitatea să cunoască aspecte mai puțin cunoscute din biografia lui Mihai Eminescu și mai ales legătura pe care el a avut-o cu literatura religioasă veche și în același timp cu religia creștină. Îi felicităm pe cei care au participat astăzi la acest moment de cuminecare spirituală și fie ca Mihai Eminescu să rămână pentru noi toți un reper moral, dar în același timp și un reper cultural în lumea aceasta bulversate în care trăim astăzi. Mihai Eminescu poetul nepereche, poetul culturii naționale, poetul care a pus cultura română pe un făgaș european, este cel care a avut în preocupările lui rugăciunea, a avut în preocupările lui biserica și mai ales românii, poporul român, în integralitatea lui. Eminescu rămâne cel care a pus cultura națională, împreună cu mai Rescu, și ceilalți clasici ai literaturii române, a pus această cultură să fie integrată în marele valori ale Culturii Europene. Evenimentul s-a încheiat în biblioteca Mihai Eminescu a seminarului, cu prezentarea unor volume ale poetului.